Un șofer neatent și-a băgat soția în mormânt și l-a trimis pe nepotul lui de 7 ani în stare gravă la spital. Bărbatul a pierdut controlul mașinii în care erau toți trei și a agățat un tir care venea din sens opus. Mașina a fost proiectată apoi într-un microbuz plin cu sportivi lituanieni și doi dintre pasagerii din microbuz au ajuns la spital. Soția șoferului a murit pe loc, strivită în mașină. Impactul puternic a aruncat bancheta din spate unde se afla nepotul ei pe șosea. Pentru ca băiatul de 7 ani să fie transportat cât mai repede la spital, a fost adus un elicopter. Nu mai poți lărgi de acolo un pic. Stai. Spre spital au plecat în goană și două ambulanțe. Cu ele au fost transportați cei doi sportivi lituanieni. Niciunul dintre ei nu a fost rănit grav, dar destul de serios cât să aibă nevoie de o internare. Agitația a fost provocată de bunicul băiatului de 7 ani. Bărbatul a pierdut controlul volanului într-o curbă și a pornit un accident în lanț. Autoturismul marca Skoda circula dinspre Cluj spre Voiedin, nu a redus viteza în curbă la dreapta, pe timp de ploaie, a derapat, a intrat cu coliziune cu tirul care urca pe prima bandă, după care a ricoșat în microbuzul cu copiii din Vicoare. Sportivii urmau să ajungă la un concurs de ciclism din Republica Moldova. Din cauza accidentului, circulația pe drumul European 60 a fost blocată timp de aproape o oră.